Bine v-am regăsit! Mă bucur dacă suntem împreună la o nouă ediție a Întâlnirilor Capitale aici pe 98.3 FM sau online pe bucureștefm.ro și mă bucur pentru că este o întâlnire chiar specială. Sunt sigură că o să-mi dați dreptate la finalul celor 30 de minute pe care le petrecem împreună. Invitatul ediției este domnul dr. Ștefan Stângaciu, un medic generalist cu competență în acupunctură, fitoterapie și apiterapie. Este președintele Societății Române de Apiterapie, președintele Societății Germane de Apiterapie, este secretar general al Federației Internaționale de Apiterapie și, de asemenea, deține domeniul, dacă spun bine, apiterapie.com. O grămadă de distinții, de poziții, de funcții, toate în domeniul apiterapiei. Domnule doctor, mulțumesc că ne-ați primit la dumneavoastră aici. O să le spun celor care ne ascultă și ne urmăresc. Suntem la sediul Centrului de Apifitoterapie din Mereni, Consești, județul Dâmbovița. Mă bucur că ați venit. Da. Dumneavoastră sunteți. Să urmeze multe întrebări și abia aștept să începem dialog. Multe lucruri și mai mult decât interesante am citit până în acest moment despre dumneavoastră și eu de-abia aștept să ne explicați despre toate cele. Dumneavoastră ați pus la punct deja o serie de tratamente, de principii de tratamente care se bazează multe dintre ele pe extracte din venimul de albine, dacă am înțeles, rezolvând niște probleme grave de sănătate. Boli grave, chiar cancer, înțeleg. Da, prima precizare așa este că eu sunt unul dintre miile de apiterapeuți care au apărut de-a lungul istoriei. Apiterapia nu avea denumire de apiterapie acum 6.000 de ani, dar deja oamenii foloseau mierea, propolisul pentru diverse afecțiuni. Iar la noi în țară, medicii care au practicat apiterapia au fost foarte mulți înainte de mine personal. Care ar fi, să spunem, aportul meu la toată dezvoltarea asta, este, să spunem, aportul legat de interconectarea internațională cu colegi din întreaga lume, cu realizarea acestei federații și cu faptul că, datorită internetului, acum putem să călătorim și în virtual foarte repede și să avem foarte multe informații. Interconectarea asta cu lumea, de fapt, se vede și din ceea ce am spus mai devreme în prezentare, că sunteți președintele Societății Germane de Apiterapie. Și dacă n-ați fi fost un profesionist de excepție, nu cred că nemții ar fi făcut lucrul acesta. Da. Și anul trecut m-au reales a patra oară și am fost foarte bucuroși de asta. Acum, ideea care este că eram în facultate, așa ca o mic detaliu, și l-a admirat foarte mult pe doctorul Arcadie Percec. Scrie niște articole formidabile în revista Magazin și l-am întrebat cum reușește să scrie aceste articole atât de frumoase și mi-a spus că secretul dânsului este că s-a pus la punct cu 4 limbi străine. Și găsea în Biblioteca Medicală din București, de pe Pitar Moș, găsea articolele mai pomenite, le aranja un picuț, le procesa, adăuga din experiența dânsului și ieșea articole superbe. După ce am terminat facultatea, m-am pus și eu la punct cu celelalte două limbi străine pe care le știam, spaniola și germana, după care am urmat conferință în afară și o limbă străină este un univers în sine și având acces la informații foarte multe, după aceea le poți procesa, le poți ordona frumos și avem o bază de date acum foarte mare legată de apiterapie. Celelalte două limbi, una dintre ele este franceza, cu siguranță, pentru că avem aici lângă noi, probabil că și vedeți dumneavoastră, un volum, o enciclopedie a tratamentelor pe baza produselor apicole, dumneavoastră fiind unul dintre autori și mai este o doamnă, o franțuzoică. Da, care vin la noi în țară în 1991 la tratamente la Euforie Nord, acolo l-am întâlnit prima dată și am convins-o să învețe acupunctura, să înscrie la cursurile de acupunctură, la școlile de acupunctură, a fost și în China. Și după aceea am observat, după ceva timp, după ce am intrat în apiterapie, că există niște corelații foarte interesante între medicina chineză, ca mod de gândire, și produsele apicole. Aranjarea produselor apicole după acest mod chinezesc de gândire. Și finalul este această carte, să spunem, în care explicăm cum trebuie să folosească produsele apicole după acest tip de gândire.
este chinezesc, care presupune, este un fel de checklist, exact cum un pilot de avion când are o problemă, așa cum un om când e bolnav are o problemă, pilotul de avion are în față un checklist, o listă de lucruri pe care trebuie să le verifice și care îl ajută din acel manual, să spunem așa, să nu uite cumva un anumit lucru. Așa este și medicina chineză. Ai o listă de lucruri pe care trebuie să le verifici la pacient și dacă le-ai trecut pe toate în vedere, atunci nu scapi, nu treci pe lângă diagnostic. O să vă rog să ne povestiți pe larg și despre aceste principii, mai ales că am citit de apipunctură. Exact. Un fel de acupunctură, cred, cu produse exact, apicole. Exact. Este un termen pe care l-am inventat, să spunem așa, l-am introdus acum mulți ani de zile. Se pot stimula puncturile de acupunctură numai cu venin de albine. Și aici sunt multe variante de venin de albine care se pot pune pe punct, ci și cu miere și cu propolis, cu creme pe bază de produse apicole. Apropo de veninul de albine, că asta pomenisem puțin mai devreme, înțeleg că și acesta, în anumite cantități și în anumite locuri din organism, poate să trateze spectaculos o serie de afecțiuni. Și știți că bolile sunt multe, afecțiunile sunt multe. Oamenii, la un moment dat, pot să ajungă să fie disperați și să caute, de multe ori, soluții alternative la medicina tradițională. Alternative, nu neapărat că ei ar căuta altceva obligatoriu, dar măcar să sublinească tratamentele tradiționale. Într-adevăr, în cele mai multe situații, apiterapia, fitoterapia vine ca o metodă complementară care intră în conceptul mai larg de medicină integrativă. Adică, niciun remediu, absolut niciun remediu de pe lume, în sine, el va ca atare, nu poate să vindece dacă nu sunt și alte elemente care concură la acest lucru. Nu este suficient. Deci, nu este suficient. De exemplu, venim de albine, este extraordinar. Reumatisme, de tins, cântură, lombare, e lista foarte lungă de indicații, dar ca să poată să stimuleze și să dea acele lucruri, e nevoie de circulație bună a sângelui, de un sistem nervos odihnit și așa mai departe. E nevoie de o dietă bună, un stil de viață corect. Și dacă toate aceste lucruri sunt respectate, este ca un fel de, ca un concert, ca o melodie într-un concert în care toată lumea participă la realizarea armoniei și implicit în cazul nostru la sănătății. Dacă e o notă falsă undeva, sau dacă lipsește un instrument, nu se poate ajunge la armonie. Sau nu rezultă acele rezultate pe care ni le dorim. Da. Veninul de albine pentru aceste tratamente trebuie să fie unul special? Da, prima regulă, bineînțeles, la toate produsele apicole este ca apicultorul să le colecteze după anumite reguli de calitate, de protecție și așa mai departe. România are experți extraordinari în colectarea produselor apicole. Încă de prin anii 50 exista această metodă. Dar la venit, dar bine, cel mai important pentru ascultător este să rețină faptul că întotdeauna trebuie făcut întâi o testare de alergie, o testare la toleranța către acest produs apicol. Dacă aceste două teste, alergie, toleranță, sunt bune, atunci se poate încet introduce tratamentul, dar cu mare atenție, pentru că pot să apară reacții alergice mai și mai târziu. Chiar și apicultori care lucrează de 20-30 de ani în stupină, la un moment dat, dacă fac anumite greșeli de dietă, de nu dorm bine sau o hernie de disc sau anumite probleme care afectează glandele suprarenale, de exemplu, pot să facă și alergii. Și atunci, din fericire, la noi în țară avem medici alergologi care cooperează cu noi, cu medici apiterapeuți. Și atunci, metoda este, trimitem pacientul la început la acest medic alergolog, face verificarea, dacă totul ok, se poate începe tratamentul, dar întotdeauna cu trusa de urgență alături. Cu adevărat ați obținut rezultate atât de spectaculoase? Ați reușit să vindecați oameni care aveau cancere declarate sau boli foarte grave? Da, dar au fost și asemenea cazuri. Luat statistic față de toate celelalte cazuri, nu este un număr foarte mare, ca să fiu foarte corect, nu este un procent foarte mare. Dar sunt, într-adevăr, cazuri dintre acestea care sunt disperate, care nu mai au alte resurse și care se pot recupera totuși. Aici e mai greu de explicat în câteva cuvinte, dar așa foarte pe scurt, este un element care, în tradiția populară românească, e foarte interesant, se spune că mai trăiești atâta timp cât, sau trăiești atât de mult cât îți este
alta de lungă. Exact. Cât îți este dat. Sau cât este dat, ok. Și ultimele descoperiri făcute în materie de genetică legate de structura cromozomilor, la capetele cromozomilor există o anumită secțiune care se cheamă telomere. Exact. Și care telomere pot fi regenerați de telomerază. Este o enzimă care participă la regenerare. Și vestea care este extraordinară și mă bucur foarte mult că și eu am participat la această veste, este că în Malaezia au descoperit că apicultorii au acești telomeri mai lungi decât restul populației. Deci o speranță de viață, o posibilitate de a trăi mai mult. Exact. Și cum am pornit la această idee? Pentru că în Germania, la unul dintre congresele care le-am organizat, un coleg a venit și a prezentat o statistică pe 460 de apicultori și s-a văzut statistic matematic, apicultorii trăiesc în medie cu 3 ani mai mult decât restul populației. Am citit că și dirijorii trăiesc mai mult. Exact, și dirijorii trăiesc mai mult. Într-adevăr, pentru că lucrează foarte mult cu cerebral, cu auditivul și asta stimulează tot sistemul nervos. Și le-am spus celor din Malaezia că, uitați, apicultorii trăiesc mai mult decât restul populației, trebuie, mai mult ca sigur, telomerii sunt mai lungi decât la restul populației. Ok, și au demonstrat asta științific, au publicat un articol, dar partea care a fost cea mai surprinzătoare, mă așteptam să fie telomerii mai lungi la apicultori, dar partea surprinzătoare a fost că în cadrul grupului de apicultori, aceia care consumau mai multe miere, aveau telomerii și mai lungi. Deci mierea era în relație directă. Exact. Și după aceea sunt o mulțime de studii făcute acum în ultimii ani, care arată că longevitatea depinde de puterea antioxidantă. Ori în produsele apicole găsim foarte mulți și foarte puternici antioxidanți și de mulți alți factori pe care le găsim în produsele apicole. Și un alt element care e foarte important este acela legat de controlul stresului. Cei care mor mult mai repede decât restul populației sunt de obicei aparținate la profesii foarte stresante. Și dacă stresul este sub control, dacă regenerarea se face bine, dacă hrănirea este corectă, dacă am multe produse apicole care ajută la relungirea telomerilor, atunci șansa de viață crește. Teoretic și pare simplu. Teoretic. Și practic este așa. Acum, că am pornit de la ideea cu cât este ața de lungă. Dacă pacientul are o structură genetică care e permite, mai are o rezervă. Deci, în momentul în care vine la medic, dacă acei telomeri încă sunt suficient de lungi, se cheamă că are o rezervă, să spunem, genetică și funcțională, pe care poți să încep să lucrezi. Adică am timp. Cam toate țesurile din corp se regenerează între 3-6 luni de zile, excepție frăturile care cel mai mult. Dar dacă am încă 3-6 luni la dispoziție, chiar dacă pacientul este foarte grav, dacă are aceste rezerve, pot să regenerez, să le fac ușor. Am înțeles. Dacă totul este perfect, este armonios. De unde această posibilitate de vindecare? Exact. Domnule doctor, vreau să vă întreb atât de multe lucruri. Sper din suflet că o să ne ajungă și timpul fizic pentru asta. Răspumesc. Okay. Totul este interesant. Am citit despre dumneavoastră că ați declarat că pe lângă produsele stupului, cele pe care le știe toată lumea, miere, polen, multe, propolis. Ar exista și alte lucruri la care nu ne-am gândit niciodată și care ne pot face bine. Cum ar fi, de exemplu, aerul de stup. Și aici recunosc că am rămas fără replică. Ce facem cu aerul de stup? La ce îl folosim? Cum îl luăm de acolo? Cum îl păstrăm? Pare foarte straniu. Într-adevăr. Ca istoric, primele remarci legate de potențialul aerului de stup ca element terapeutic au venit din Ungaria. Prima informație care am auzit-o, în anii 50, cei din Ungaria care mergeau cu pavilioanele apicole în pastoral, mulți dintre apicultori dorm în acele pavilioane, deci au stut stânga-dreapta pe pereți extern și pe mijloc un hol, un fel de culoare așa, și pe acea culoare își montează un pat care e mobil, îl montează, demontează și dorm între albine. Și au văzut că cei care aveau probleme respiratorii, când dormeau în acel spațiu, se vindecau de bolile respiratorii. După aceea a fost un austriac care a avut o rinită alergică. El a fost cu vindicare spectaculară. S-a publicat într-o revistă acest lucru. Și partea declanșatoare care a fost, o familie de apicultori din Austria s-au gândit, dom'le, dacă aerul ăsta de stup inspirat așa poate să fie util la unul care are rinită alergică, poate să fie și la mai mulți oameni, la mai multe afecțiuni.
și s-au venit la un dispozitiv de colectare a aerului de stop, care este foarte simplu, este practic un ventilator, ca cel de calculator, care trage aerul dintr-o incintă și îl duce în altă parte. Se montează un tub, niște filtre ca să nu treacă albinuțele, filtrul de polen se poate muta la fel, că sunt unii pacienți care au alergie la polen, și după aceea se trage acest aer printr-un tub și după aceea, în final, ajunge la o mască. Exact cum sunt măștile de oxigen în spital, când au nevoie pacienții de oxigen, aici absorb aerul din stup. Sau ca și cum am face, cum se cheamă? Inhalații. Inhalații. Exact, da. Și la început toți am fost mirați, adică a fost exact ca și dumneavoastră un șoc, cum adică, domne, aerul de stup, aia de lasă, nu cu povești dintre astea, că am auzit multe. Dar în Germania și în Austria, cei care au preluat, au avut mii de pacienți. Foarte bune rezultate. Noi l-am chemat pe austriac în 2007 la PASAU în Germania, la unul dintre congresele noastre. Unul dintre apicultorii din societate s-a gândit, a făcut o variantă mai bună de aparat cu mai multe reglaje și sunt de ordine miilor și miilor de pacienți care se tratează și acum sunt foarte mulți apicultori în Germania care au început cu această terapie cu aer de stup. În România, am adus-ne tot așa în România și aparatele care sunt făcute în România sunt cele mai bune la ora actuală. Mai bune decât chiar și cele din Germania și din Austria. Și am avut o doctoriță de la Caracal, doctorița Vremea Cojucaru, care a și venit la PASA și ne-a prezentat statistica. Însă e 16 cazuri pentru început, dar cu clare rezultate. Explicația științifică este legată de faptul că exact ca în aromaterapie, de amuleri volatile, care ies din acelorile esențiale și se răspândesc în camere și pot să le respir, așa și aici, în produsele apicole, în special mierea, ceara, propolisul, o aromă specială și care poate să ducă la vindecarea problemelor respiratorii, pentru că acele molecule ferate sunt foarte puține, dar venind în contact direct cu cilii vibratili, cu celule din trahee, din bronhii, din alveole, pot să ajute la protecția contra oxidării, protecția contra virusilor, bacteriilor, ajută la regenerare și atunci sunt efecte multiple. Important este că există și la noi și probabil se va extinde această modalitate de tratare. Încă ceva care a sunat, să știți, la fel de neobișnuit, se referă la posibilitatea de tratament prin zumțe tunelbunelor. Deci zău, asta a fost chiar ca în povești. Da, exact, așa este. A fost în Arabia Saudită acum câțiva ani de zile și unul dintre apicultorii de acolo, foarte pasionat de apiterapie, venit și mi-a spus că ei tratează hipoacuziile, problemele de auz sau acufenele, cu acest zunze de albine. Și cum fac ei? Foarte, foarte rudimentar, domnul respectiv, punea albinele într-o pungă de plastic, le agita un pic să le enerveze și după aceea le punea la nivelul, la urechi. Și fără să poată să ajungă în mod direct. Bineînțeles, erau închise acolo, da. Și acest stimul auditiv foarte puternic duce încet, încet, repetat, bineînțeles, 2-3 ședințe pe săptămână, duce la restimularea nervului acustic. Și explicația la început mi s-a părut mai greu așa de dat, dar care este explicația pe care am aici, în afară de frecvențele acelea care sunt foarte penetrante ale zunzetului de albine, este elementul acesta legat de, spun, de memoria ancestrală. Pentru că noi de milioane de ani de când suntem pe Pământ, și orice ființă care e pe Pământ, când aude zunzetul albinelor, intră mai mult sau mai puțin în panică. Pentru că te poți apăra de tigri, de lei, de crocodil, de șerpi și așa mai departe, dar de un stup care e furios, nu te poți apăra. Singura metodă să sari într-un lac cu apă și să respiri după aceea printr-o un tub de la depresie. Suba. Adică, exact. Avem necum să te apăr. Pentru că pătrund peste tot, chiar și acel costum de apicultor, care știți, clasic, atunci când vor albine să te înțepe, te pot înțepa și prin costum. Și atunci, neexistând protecție, stresul la uzul zunzetului acesta este extrem de mare și ăsta stimulează toate mecanismele de apărare. Se reactivează tot, sistemul nervos se reactivează și atunci frecvențele acelea, care în mod normal ne interviuzei, se reactivează și ne poți auzi din nou. Fantastic, da. Fantastic. Și apropo de contactul cu albinele, da. În tratamentele cu venin, fiind vorba de înțepături de albine, da. Înțepăturile cine le face? Terapeutul, medicul sau le lasă pe ele, pe albine? Ambele variante. Și revenind un pic ca să nu uit la ideea cu zunzetul
de albine. Există acum un domn inginer apicultor din România care a făcut un dispozitiv mult mai modern, mai elegant. Se poate face cu căști, o înregistrare și nu mai stai cu punga aceea de plastic. Cum a revenit la tehnica cu înțepăturile de albine, sunt peste 20 de tehnici care se pot folosi. Cea mai interesantă, cea mai spectaculoare, să spunem așa, este aceea în care albina ea caută, sau nu caută, ea spune unde este punctul de acupunctură. Și știe singură? Simte. Și primele lucruri care s-au observat și în toată lumea pe unde au fost, prin toate țările, sunt foarte des situații în care apicultorii vin și spun în pauza dintre conferințe că aveau, să zicem, un reumatism care era mai pregnant într-o anumită zonă a albinii, s-au dus în stupină, erau relativ dezbrăcați, deci vara, fără și putea să fie înțepați peste tot, iar sunt înțepați exact în zona care este bolnavă. Sau au problemă la genunchiul drept, sunt înțepați exact la genunchiul drept, la glezna stângă, la glezna stângă. Și de aici ideea că albinele, când se apropie de om și vor să le înțepe, ele văd care e zona cea mai slabă a corpului, pentru că, bineînțeles, nu se atace într-o zonă puternică. Așa cum de milioane de ani ele atacă nasul ursului și nu atacă unde este zona de blană. Ok. Deci văd aura, cum ar veni, să spunem, aura sau partea energetică, bioenergetică a corpului și înțeapă corpul. Și un spaniol a avut ideea remarcabilă de a ține albinele cu o pensetă specială și de a merge cu ele pe deasupra punctelor răsura de acupunctura meridianelor. Și în momentul în care albina vede un punct și simte acea descărcare energetică, imediat înțeapă exact acolo. Deci nu trebuie să ne supărăm niciodată pe albină când ne înțeapă, știe exact unde. Cam așa, se poate spune și așa. Și de multe ori, după acea supărare, urmează efectul terapeutic care este favorabil. Cât durează un astfel de tratament, astfel încât să fie eficient, bineînțeles? Dacă sunt afecțiuni de scurtă durată recente, tratamentul este scurt. Câteva ședințe, 2-3 săptămâni. Dacă este o afecțiune mai lungă, cum este scleroza multiplă sau reumatism articular cronic, atunci trebuie luni de zile. Chiar ani de zile uneori. Dar dacă pacientul respectă toate celelalte reguli de alimentație, de stil de viață, doarme bine și așa mai departe, atunci se poate reduce timpul de vindecare. Prin ceea ce faceți dumneavoastră, prin felul în care vorbiți, ceea ce descoperiți, este clar că le iubiți pe albinuțe. Avem și în jur aici tot felul de mascote, albinuțe foarte simpatice. Mai mult decât atât, am văzut aici la centru ceva ce n-am văzut niciodată până acum, dacă ne-ați spus că este unicul loc de acest fel din lume, dragii mei, o casă a albinelor. Dar o casă nu așa cum v-ați obișnuit să vedeți, un stup sau o formă de cutie, într-o altă variantă, este casă-casă. O să o vedeți pe înregistrarea video acestei emisiuni cu ajutorul colegului nostru, Silviu. E o casă ca toate casele, doar că pe o parte sunt practicate niște intrări-ieșiri și nici asta n-ar fi atât de interesant cât faptul că ele sunt desenate și colorate într-un anume fel, astfel încât albinele își găsesc singure drumul după aceste simboluri grafice. Deci n-am numărit că sunt deștepte. Sunt, e clar. Sunt, categorii sunt deștepte. Ele chiar memorează și fața apicultorului și poți să, când se apropie de stup o altă persoană, poți să-și dea seama că este o persoană străină și dacă nu face mișcările corespunzătoare, primește un impuls. O penalizare. Da. Cum ați ajuns să faceți această căsuță? Mai ales că înțeleg că nu există un model în altă parte. A pornit de la ideea că cele mai bune produse apicole sunt cele foarte, foarte proaspete. Și de la ideea că atunci când avem pacienți pe care trebuie să-i tratăm, desigur trebuie să avem produsele apicole tot foarte proaspete. Și foarte aproape. Și foarte aproape. Și atunci, pentru că am construit acest centru de la început, l-am luat de la zero, din start ne-am gândit un an de zile înainte, care trebuie să fie forma, funcționalitatea și ne-am venit ideea să adăugăm și această zonă, această casă a albinelor conectată la casa oamenilor. Mai mult decât faptul că sunteți un api fitoterapeut de frunte și în Germania, nu numai în România, faceți foarte des drumuri și în Canada, pentru că aveți și acolo un centru. E un centru de producție, un centru de cercetare? Nu, acolo este un centru care se de educație și de producție, se poate spune, dar este un mare magazin de produse apicole. O clădire foarte mare și cea mai mare din Canada, practic.
unde se țin foarte multe cursuri și de apicultură, dar ținem și de apiterapie. Și partea cea mai importantă care mă bucură cel mai mult în Canada este că am reușit să adun mai mulți oameni care sunt cu aceeași pasiune și am creat de curând, în februarie, Asociația Canadiană de Apiterapie. Am ținut mai multe cursuri în zona British Columbia și mă întorc acum peste câteva zile și o să continuăm cursurile și în Toronto, Montreal, toată zona aceasta. Canadienii sunt entuziasmați, sunt mult în urmă față de români pe partea de apiterapie, dar au șanse să crească și ei repede. În România organizați cursuri din acestea? Da, am avut chiar de curând la, asta e și unul dintre motive pentru care m-am întors din Canada, am avut la Constanța un curs cu aproximativ 35 de medici, vreo 5 farmaciști, câțiva apicultori, cu ajutorul domnului doctor Andrei Zbuchea de la Ploiești, care este medic specialist în chirurgie plastică, și am vorbit despre produsele apicole, în special pe zona de chirurgie, de afecțiuni legate de chirurgie, arsuri, plăgi infectate, dar și utilizarea de multe alte afecțiuni. În România, ce este important de reținut este că avem cel puțin 500 de medici care sunt deja cu certificate la mână de apic fitoterapeut, cu licență, cu atestate. La fel total sunt peste 1000 care au venit la cursuri, au venit la congrese, la conferințe. Stăm mult mai bine decât celelalte țări ale lumii. Și asta e un lucru de mândrie și se datorează alte mergătorilor noștri, cum a fost doctorul Alexandru Parteniu, care este părintele apicultorului din România. Cel care v-a inspirat și pe dumneavoastră, cum ne spuneați la început. Ne-ați mai povestit ceva înainte de a începe emisiunea, ceva foarte interesant, și anume că tipologia unui om și afecțiunile sale, felul în care este el croit și în care funcționează, se pot deduce extrem de exact după tipul de miere pe care îl preferă sau tipul de produse apicole în general. Și că chiar este un test care se face. Da, este și test, dar după aceea este și cu eficiență terapeutică, să spunem. Vă dau un exemplu foarte scurt. Multe femei care sunt însărcinate au acele pofte extraordinare. De exemplu, pofta de alcool, pofta de a mânca ceva. Și aceste pofte vin dintr-o necesitate de a consuma anumite nutrienți, anumite minerale, anumite substanțe. În funcție de gustul respectiv se poate spune dacă este vorba de ficat, care este mai afectat, este mai slab, de renii, de plămâni, de pancreas și mai departe. Iar partea care este terapeutică de data asta este că dacă pacientul are posibilitatea să guste sau deguste mai multe tipuri de miere, atunci va simți care tip de miere îi face cel mai bine, care dă cea mai mare energie. Și la fel se poate face același test și cu tipuri diverse de polen, pentru că iarăși România este foarte avansată în acest lucru, celelalte țări fac polen multicolor, amestecat, dar noi se merge deja pe monopolen, polen de păducel, de castan, de tei, de salce, și care, în gust separat, are un efect terapeutic mai mare decât dacă eu împreună. Cred că toată lumea se bucură să afle că suntem cumva deschizători de drumuri și în fruntea ierarhiilor mondiale într-un domeniu, aici când vorbim despre apifitoterapie. Și pentru final vreau să vă întreb ceva. Știți, dumneavoastră ați putea să fiți cel mai bun exemplu pentru cei care sunt acum alături de noi. Cum consumați produse apicole? Te știți mai bine decât oricine, probabil, cum e sănătos. Câtă miere? Ce fel de miere? Când? Polen sau alte produse? Okay. În primul rând, consum miere în loc de zahăr. Rarisim consum ceva pe bază de zahăr. Deci mierea este foarte, foarte bun energizant și mineralizează corpul. Zahărul demineralizează. După aceea, polen este ca sursă, îl consum foarte des în loc de carne, pentru care foarte mulți aminoacizi, enzime, vitamine și așa mai departe. Propolisul e cel mai bun protector, în cazul în care am o răceală, o gripă, am o problemă respiratorie. Propolisul e cel mai bun, nu numai pe partea respiratorie, dar și pe partea externă. Când lucrezi în grădină, mă mai zgârii, mă mai înțep și atunci propolisul pe loc este foarte util, este energizant. Lăptișorul de matcă merge și el pe partea de lodgă osoasă, producția de sânge, e un întreg complex și ideea de bază, cea mai importantă pentru ascultător, este că am observat și am documentat și științific, atunci când folosești toate produsele apicole sau cât mai multe dintre ele în același preparat, într-un cocktail, cum zicem noi, sinergia lor duce la un efect mai mare decât suma efectelor luate separat.
Am înțeles. Și atunci recomandarea mea este să, ca ascultătorii să meargă la apicultorii din zona lor, cei mai apropiați, pentru că produsele apicole din zona unde locuiesc sunt cele mai bune, și să cumpere produse apicole foarte proaspete. Polenul nu să nu-l ia uscat, să-l ia proaspăt și nu-l ia să-l pună la congelator, ci să facă rezervă, să apă rezervă chiar pe un an de zi. Mira proaspătă tot așa și mira cea mai bună nu este cea la borcan, așa, ci este cea în fabură. Exact. Și să le combine singuri, polenul cu mira, spuneați de cocktail. Da, da, se pot face asemenea rețete. Acum vreo câțiva ani zile era foarte faimoasă rețeta doamnei Tatoiu, Monica Tatoiu, așa, care e foarte apropiată rețeta asta de ideea de rețetă completă de apifitoterapie. Și se pot adresa colegilor care sunt medici apifitoterapeuți. Să le recomande exact, probabil personalizat pentru fiecare. Cu adevărat, v-am promis că după 30 de minute o să-mi dați dreptate, că a fost o întâlnire și capitală, dar și deosebită, extrem de interesantă. Domnule doctor, mulțumesc! Aș mai povesti multă vreme cu dumneavoastră, atât este spațiul emisiunii, dar sper din suflet să ne mai întâlnim și cu altă ocazie și să ne mai spuneți ce faceți despre congresele internaționale, ce prezentați acolo, cum află restul lumii despre noi și ce lucruri cu siguranță o să dezvoltați în timp. Cu mare plăcere! Vă mulțumesc foarte mult! A fost împreună cu noi astăzi domnul dr. Ștefan Stângaciu, un medic generalist cu competență în acupunctură, fitoterapie și apiterapie, președintele Societății Române de Apiterapie al Societății Germane de profil, președintele, secretar general, de fapt, al Federației Internaționale de Apiterapie și proprietarul domeniului apiterapie.com. Multe titluri și nu sunt toate. Eu sunt Ioana Brușten, vă mulțumesc dacă ați rămas cu noi până la final. Până data viitoare, nu uitați de toate beneficiile produselor stupului ca să fiți obligatoriu sănătoși. București FM. Știrile care îți vin la fix și genul tău de muzică.